Un timișoran a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a obținut ilegal parolele de Facebook ale unor prieteni, de unde a preluat apoi fotografii și conversații private pe care le-a expediat și altor persoane. Conform mesajul.ro, un tânăr timișoran a fost condamnat de Tribunalul Iași la 3 ani de închisoare pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice în formă continuată, operațiuni ilegale cu programe informatice și fals informatic, scrie Ziarul de Iași. Judecătorii au decis suspendarea pedepsei după ce inculpatul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Faptele au fost comise în perioada aprilie-septembrie 2017, când timișoranul a trimis prietenilor din mesaje prin care îi îndemna să acceseze un link pentru a participa la un presupus concurs. În realitate, datele confidențiale introduse erau înscrise automat într-un fișier de pe laptopul tânărului. Ulterior, acesta s-a folosit de parolele astfel obținute pentru a intra în conturile de Facebook, Instagram, Snapchat sau Dropbox ale victimelor. În contul unei victime a găsit discuții cu tematică sexuală și fotografii cu conținut sexual explicit pe care le-a expediat altor persoane, iar de pe alt cont a copiat pozele găsite și a inițiat conversații cu prietenii victimei. Procurorii de Icotia și-au reținut în rechizitoriu 7 conturi accesate ilegal de către timișorean. Conform legii, în cazul infracțiunilor pentru care pedeapsa maximă este de 7 ani de închisoare, poate fi încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Acestea îi asigură inculpatului o pedeapsă redusă cu 1/3, simplificând pe de altă parte derularea anchetei penale și a procesului. Propunerea a fost acceptată de magistrații Tribunalului Iași, relatează mesajul.ro.